fost colonel SRI, acuzații bombă la adresa DNA, rechizitoriul în dosarul ferma BNA sa, aprobat de Covesicu o zi înainte să fie întocmit. Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir susține că rechizitoriul dosarului ferma BNA s-a fost aprobat de procurorul sublinierei FALDNA, Laura Codruca Covesi, cu o zi înainte să fie întocmit. Din această cauză a fost disjuns dosarul în care este cercetat Celin Popescu Tericianu. Ca practic general, culoarele au fost utilizate în multiple situații, nu doar la DNA Ploie subliniere T sau DNA Central, dar sublinierei la alte structuri. Azi, un exemplu de la DNA Bra subliniere OV. Grav mare pe culoare. La 1905-2016 se întocme subliniere de rechizitoriul în dosarul ferma BNA sa. Dinta final Celin Popescu Tericianu. La 1805-2016 Pfacovesi deja avizează cu privire la legalitate sublinierei temeinicie rechizitoriul sublinierei dosarul. Sute de pagini de rechizitoriu sublinierei peste 20.000 de afile de dosar. Rechizitoriul a fost aprobat cu o zi înainte să fie întocmit. Imediat ulterior, la 06.07.2016, se întocme subliniere de rechizitoriul în dosarul Tericianu Dorin Marian. La 07.07.2016 este avizat de subliniere F-ul de secție sub aspectul legalit 5 sublinierei temeiniciei. La 08.07.2016 dosarul e deja la înalta curte de casație sublinierei justiție sublinierei se emite deja citație. În acea subliniere zi. La 08.07. La orele 12.40, citația e deja în poarta oamenilor. Termen 05.08. Plin complet de vacanc. Aceste documente arată cum se mi subliniere ce rapid lucrurile pe culoar când interesul politic o cere, scrie fostul ofițer SRI pe România 30.